Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, Mântuitorul spunea așa: cine are urechi de auzit, să audă. Și a spus următoarea pildă: semănătorul a ieșit să seamene sămânța. O parte din sămânță a căzut undeva lângă drum, pământul era foarte tare, au venit păsările și au luat-o și n-a adus roadă. O altă parte a căzut pe stâncă, pe piatră, a prins puțină rădăcină, dar a venit soarele și n-a avut creștere. O altă parte a căzut între spini și împreună cu spini a încercat să crească, dar n-a avut sorți de izbândă. O altă parte, scrie Evanghelia, a căzut pe pământ bun. Pământul bun a rodit-o și a adus roadă, 1,30, 1,60, 1,100. În dimineața aceasta, vrem să ne uităm așa. Dacă odată v-ați făcut poză în grup și imediat ați să vedeți oare unde e grup, unde sunt eu. În dimineața aceasta vom vedea, fiecare de aici vom fi într-unul din cele patru grupe. Se spune că un om a ajuns în cer și a văzut multe, multe, multe urechi. Și a întrebat: dar ce-i cu urechile astea aici? Și îngerul i-a spus: urechile au fost la biserică, că oamenii au fost plecați în altă parte și urechile s-au mântuit, dar oamenii sunt în iad. Mă rog lui Dumnezeu ca povestea asta să nu fie adevărată pentru noi. Dacă am venit la biserică, să ne aducem doar urechile, ci să aducem toată inima. Vom încerca să deslușim în dimineața aceasta această pildă pe înțelesul tuturor. Înainte de toate, sămânța e cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să știți că acest cuvânt al lui Dumnezeu, Biblia, are putere de iertare, de vindecare de diabet, de vindecare de cancer. Cuvântul lui Dumnezeu astăzi are putere. Noi ortodoxii credem în puterea cuvântului. De aceea oamenii la Evanghelie îngenunchează, la taina Sfântului Mazul îngenunchează. Ori de câte ori se citește din Scriptură, se îngenunchează, pentru că oamenii așteaptă și adevărat asta, ca puterea lui Dumnezeu să-i atingă. Așadar, cuvântul, sămânța, este cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să ne uităm acum la cele patru tipuri de urechi, dacă pot să spun așa, și să vedem unde ne încadrăm noi. Prima categorie e, eu am numit-o, urechi astupate. Urechi astupate. Scriptura spune că sămânța a venit acolo, dar pentru că era lângă drum, era bătucit tare, n-a putut să prindă sămânța. Vine omul la biserică, ascultă el superficial, dar apoi diavolul ia din minte după ce a ieșit din biserică. Am auzit povestea unui părinte vrednic. A venit nou o biserică și a început să predice. Și le-a spus: duminica asta predică, și altă duminică iară predică, și acea duminică iară predică. Și s-o strâns contra și spus: mă, preotul ăsta e bun, mă. Dar tot aceeași predică, ne-o spune. Aceeași predică de 19 ani. Tot aceeași predică. S-o spus: nu se poate. Mergem la vrednicul, ne trudim și mergem să ne dea altul. Slujba e bună, dar aceeași predică. S-o dus, s-o făcut un comitet, s-o dus. Care e problema noastră? Dom'le, avem un părinte bun. Dar e o problemă că tot aceeași prieteni. Ne spune să nu mai bem, să nu mai vorim, să nu mai dobănim, să nu ne mai bai. Aceeași prieteni nu spune. Și preasfințul nu s-a grăbit. Dar bine, asta e general, dar mai încolo. Spune, duminică ce v-a predicat? S-a uitat un lucru, era și sfătul acolo. Auzi, Dumnezeu ești sfăt, dai că ianița. Auzi. Pregăteam călianița pentru mai încolo. L-o întreba pe diac, îmi pregăteam apostolul. Păi nu știu ce-o pregăteam. Atunci auziți,
Mergeți, spuneți la părintele să vă spui aceeași predică până îți învățau de unde rost. Dragii mei, iertați-mă, oamenii care au urechile astupate, o viață întreagă aud și ei rămân la fel. Aud că nu-i bună minciuna, că nu-i bună răutatea, că nu-i bună ura și absolut niciun centimetru nu se schimbă în viața lor. Întreabă-te! Și nu vreau să jignesc pe nimeni și îți fac puneți întrebări. Vii de 30-40 de ani la biserică, ce s-a întâmplat în tine cu adevărat? Pentru că venim aici, aici este atelierul lui Dumnezeu. Ar trebui să se schimbe ceva. Dar urechile acestea, din păcate, s-au stupate. Și știți care era problema cu pământul ăsta? Pământul era tot aceeași compoziție ca cel bun. Problema era că era lângă drum, adică lângă anturaje păcătoase. Spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Cum sunt prietenii? Așa va fi și viața ta. Doamne, destupă-ne urechile ca să putem auzi cuvântul tău. Al doilea tip de urechi sunt urechi superficiale. Adică e așa, cuvântul cade, oamenii se entuziasmați, dar un pic ține, foarte, foarte puțin, o lună, două, apoi se întorc din nou la problemele lor. Povestea asta am mai spus-o dată sau de două ori, dar repetiția e mama învățării pentru cei care ați auzit-o, iar pentru ceilalți o vom învăța din nou. Se spune că era o credincioasă, avea un cor frumos la biserică, era prima solistă acolo, dar cânta femeia și își dădea tot sufletul că dorea ca liturghia să fie frumoasă. Și era frumoasă. Dar acasă avea un bărbat care nu venea la biserică, ci o citea pe ea, se uita, ea îi spunea, dragă, am fost la biserică, slujbă, predică, vină și la biserică cealaltă duminică, pardon. Și a spus, te văd eu pe tine cu biserica. După ce mergea acasă, ce făcea cu bietul om? Un om îi felea să fugă de acasă. Dar ea mergea cealaltă duminică din nou la biserică. Mergea, cânta frumos. Într-o zi se spune că omul a spus, măi să vedem, oare soția să poartă și la biserică ca acasă? Undeva la un geam a stat, a văzut cum cântă, era îngerește acolo, era minunat. Cealaltă duminică omul a spus, mă duc și eu la biserică, dar nu-i spune că mă duc. Mă duc la biserică și-a luat o plapumă, o saltea și o pernă și imaginați-vă că cineva ar apărea în timp ce eu predic acolo cu o saltea, cu pătură, cu... Și părintele a făcut una predica și a spus, domnule, ce se întâmplă? Doar aici nu-i motel, ai venit cu pătură, cu așa, cu saltea. Și el spune, părinte, aici e camera, zice. Tot am venit și m-am uitat, aici e ca rai, o liniște, e cântare. Părinte, la mine în casă e ca iad. Am aici o soție, nu vă spun care, dar aici cântă, îngerește. Dar știu eu ce face, știi Dumnezeu ce face cu mine acasă când mă duc. Dragii mei, eu vă spun așa acum. Dacă acasă nu trăim ca la biserică, atunci degeaba venim la biserică. Doctorul Pap, Dumnezeu să-l odihnească, eu am o rinită alergică și mergeam la dânsul din când în când și-a spus, părinte, să iei ceva. Da, domnul doctor. Dumnezeu dovănește. Domnul doctor, dar eu sunt preot. E, zice, ești preot de hainile alea când ești acolo. Și am spus, să mă ferească Dumnezeu să fiu preot, numai hainile alea. Eu sunt preot pe stradă, sunt preot acasă, sunt preot oriunde vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. Oamenii superficiali sunt oamenii care ascultă, lăcrimează, par impresionați, dar niciodată n-ajung să rodească, adică să trăiască o viață frumoasă și curată pentru slavă lui Dumnezeu. Mai există al treilea tip de urechi, urechi distrase. Evanghelia spune că oamenii aceștia, oameni cu inimă bună, primesc cuvântul. Dar ei ar vrea să pună vârf la lumea asta și adună și strâng și sunt preocupați cum să strângă, cum să strângă, ce va fi la bătrânețe și strâng și nu-i rău să strângi. Întrebarea e, cine e pe primul loc în viața noastră?
Eu vă rog astăzi, ca Evanghelia spune, oamenii aceștia n-au rădăcină, să te uiți bine la toate buruienile din viața ta, la lăcomie, la minciună, la răutate, că ceea ce face să nu crească sămânța sunt buruienile acestea care de ani de zile, frate Ionel, le lăsăm să crească noi. Ai curajul ăsta, te duci acasă, stai înaintea conștiinței tale și uită-te la toate buruienile care încă tot crezi, tot crezi. Mânia, iuțimea, nervii, nu știu, scrie-i pe toți, scrie-i pe toți. Și apoi vină la taina spovedaniei, ca împreună cu Hristos, să putem scoate toate aceste buruieni ca să existe rod pentru Dumnezeu. Și mai există un tip de urechi, urechi sănătoase. Scriptura spune, când aceștia aud, primesc cuvântul lui Dumnezeu. Am adus Biblia expres și vă spun așa, acest cuvânt, cinci cuvinte, vă vor să țineți bine minte. 1. Trebuie citit în fiecare zi. Nu-i voie să fii creștin ca în fiecare zi să nu citești din Sfânta Scriptură. 1. 2. Trebuie studiat. Asta înseamnă îți iei un pix, îți iei ochelarii și măcar 20 de minute. Oare ce vrea să spun aici? Apoi, 3. Trebuie meditat, nu se cu repede. Psalmul spune așa, ferice de omul sau de bărbatul care cucetă ziua și noaptea la legea Domnului. Apoi, trebuie memorizat. În fiecare săptămână, chiar bătrânești, ar trebui să înveți un verset. Mă uit la Popescu, mi-e foarte drag, i-am spus câte predici am spus eu aici, ar trebui să poată spune mai bine ca mine. Dar noi nu memorizăm numele de telefon, memorizăm foarte multe lucruri. Dar eu vă provoc să memorizați, frate Ionel, un verset pe săptămână din Apostol. Și apoi trebuie aplicat. Ce lucruri v-am spus? Trebuie citit, trebuie studiat cuvântul, trebuie meditat, trebuie memorat și trebuie aplicat. Când facem asta, prinde roată în noi. Dar ce înseamnă roată? Roată înseamnă, ascultați-mă, oameni care seamănă cu Iisus, vorbesc ca Iisus, au priorități ca Iisus, au bunătate ca Iisus. Ei vezi când mergi pe drum, când te uiți la fața lor lucește și au probleme ca cele oameni și au familii, dar oamenii aceștia îl au pe Dumnezeu în viața lor. Săptămâna asta cineva mi-a trimis ceva foarte frumos pe telefon și am vrut să vă citesc. Un ucenic îl întreabă pe un părinte, Aba, ce trebuie să fac minuni? Și vă voi învăța și pe dumneavoastră. Dacă înveți pe cineva să citească în Evanghelie, ai deschis ochii unui om. Dacă ai învățat pe cineva să citească în Evanghelie, ai deschis ochii unui om. Dacă înveți pe cineva să ajute un nevoiaș, ai vindecat un paralizat. 3. Dacă înveți pe cineva să meargă la biserică, îl înveți, asta se vede mai mult cu el, vindeci un infirm. Dacă conduci pe cineva la pocăință, învii un om din mort. Și părintele a spus, acum du-te și fă minuni. Repet asta, că e foarte important să reținem. 1. Dacă înveți pe cineva să citească din Evanghelie, ai deschis orbii unui om, învață dumneata și apoi îl învăța și pe alții. 2. Dacă înveți pe cineva să ajute un nevoiaș, vindeci un paralizat care nu va ține mâinile doar pentru el. Dacă înveți pe cineva să meargă la biserică, vindeci un infirm. Vreau să vă spun că eu trag clopotele fiecare zi, nu numai aici duminică. Trag clopotele, le dau mesaje la oameni, mă rog, și trag clopote. Și știi de ce trag clopotele? Pentru că vremea este foarte aproape. Războiul care este acum în Țara Sfântă se precipită și s-ar putea să fim în ultimii ani a acestei omeniri.
De aceea trag clopotele ca oamenii să vină spre Dumnezeu, să-L primească pe Dumnezeu și să-și mântuiască sufletele. Închei să nu vă țin prea mult. Oare ce fel de urechi ai dumneata? Urechi astupate, superficiale sau urechi care spun: Doamne, au fost astupate, dar acum scot toate topurile din ea. Doamne, au fost superficiale. Doamne, au fost distrase. Doamne, dar din clipa aceasta mă uit bine la toate buruienile și astăzi mă duc acasă, stau înaintea lui Dumnezeu și le scriu. Și în cel mai scurt timp vin, mă spovedesc, mă împărtășesc, pentru că vreau să am rod pentru Împărăția Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. Vă mulțumesc!